Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Repriza de Sud. Astăzi vom vorbi despre CSS Craiova, un club de tradiție, cu domnul director al acestei instituții, Dan Coșei. Bună ziua, domnul Coșei, și bine v-am găsit! Să rămână și bine ați venit la noi în club. CSS Craiova, că înainte să zicea universitate, acum nu mai este, s-a înființat în anul 1958 și are patru secții sportive: tenis de masă, handbal, basket și fotbal. În toată această perioadă, clubul nostru a dat o pleiadă de sportivi, la majoritatea echipelor din țară. Dovezile sunt aici pe pereți, în spatele dumneavoastră. Aș vrea să ne spuneți despre cine este vorba, care sunt cei mai importanți. Da, vreau să încep cu basketul, care la basket, școala sportivă a dat următorii sportivi: Matei Raluca, Olteanu Andreea, care au și terminat junioratul și au fost componente ale lotului național de junioare. De asemenea, au participat la două turnee finale U18-U13, la mini-basket și la baby-basket. Manea Liviu l-am avut, care a fost și antrenorul lotului național U18 și unde a participat la campionatul european din această vară. Anului trecut, care s-a desfășurat la Timișoara. Câțiva sportivi promovați la basket de la fete: Gavrilă Irina, care joacă la U Cluj, Manea Andreea, care joacă la ICM Arad, Ștefana Adelina joacă la o echipă din Germania, nu știu exact care echipă, dar noi am dat transferul acolo, Negoescu Cristina în Statele Unite, Minculeasa Miruna tot în Statele Unite, Boncioc Carmen la Rapid, Manea Todora la Alexandria, Ionela Andreea, Rivas Spania și Popescu Carla la Târgoviște. Vorbim, domnule Coșei, despre trecutul recent al acestei echipe și despre performanțe care au avut loc anul trecut sau acum 2 ani. Pentru că toți suntem la acest capitol de basket feminin, aș vrea să vă întreb cum vedeți desfințarea echipei de la SCM Craiova, care avea parteneriat cu CSS. Practic, acolo jucau fetele de la CSS Craiova. Foarte prost o văd, deoarece echipa SCM Craiova, echipa de basket senioare, componente erau 6 jucătoare ale noastre, care 4 erau titulare, și nu știu motivele pentru care s-a luat ca să desfințeze această echipă. Păcat că nu mai există corespondent și totuși ar fi fost cazul să rămână această echipă, că este și un oraș mare, un oraș cu tradiții și totodată și cu o bază materială foarte bună, atât de selecție cât și baza materială. Avem sala noastră de basket, plus e sala Ion Constantinescu, sala polivalentă, deci ar fi plus la celelalte școli unde există săli de sport. Dar nu știu cui a fost ideea să desfințeze această echipă. Pentru că cheltuieli mari nu au fost la echipa de basket feminin, pentru că au fost antrenorii noștri, Manea Liviu cu Manea Daniela la început, care au terminat pe locul 6, și după aceea a venit Vasile Daniel și cu Paul Nicolae, care și s-au prezentat bine cu echipa. Și de asta vreau să vă spun că majoritatea jucătoarelor au fost de la noi, de la CSS. Deci încă erau junioare. Matei Raluca și Olteanu Andreea acum au terminat, anul trecut au terminat junioratul. Și deci ele erau titulare, care de fapt Matei Raluca chiar a fost promovată la Rapid București, unde este jucătoare de bază. Practic este o mândrie pentru CSS și un regret că nu pot juca pentru Craiova. Ele totuși evoluează la echipe importante din România și de peste ocean. Da. De exemplu, Olteanu Andreea s-a lăsat, că nu am lăsat o părinte să plece de acasă, și a spus că dacă era echipa aici în continuare de senioare, ea rămânea aici, dar n-a vrut să plece, cu toate că a fost solicitată de niște echipe din țară, de Superliga, în divizia. Să trecem la o altă secție a clubului CSS. Acum, despre fotbal, care fotbalul într-adevăr a fost bine văzut și foarte mult sportivi au dat. Eu am aici niște rezultate de echipă deosebite, care, bine,
cu ani în urmă, vreau să spun, când l-am avut până n-a ieșit la pensie Petculescu, Bădele, Morovan, Dumnezeu să-l ierte, Dașcu, a fost Mireanu, dar... Chiar și dumneavoastră. Da, câteva așa cu echipe, a fi campion republican la juniorul 2, loc întâi la... și au fost campionei României la Piatra Neamț. În ce an? În 1984, e mai vechi de asta, cu toate eu am luat de când s-a înființat clubul, știi, după aceea campionatul național de junior 1, locul 3, deci asta vorbim pe țară, în 2001, Vlad Gheorghe. De asemenea, campionatul școlar de copii, locul 1, la Inău, Petculescu Petre. De asemenea, campionatul clubului sportive școlare, în 91, la Alexandria, Mireanu Alexandru. Acum vreau să vă spun niște jucători promovați la loturi la naționale, deci ai României. E Chivu Mircea, tata lui Cristi Chivu, care a fost fotbalist nostru și craiovean, că s-a mutat el la Reșița, asta este altceva. A fost al lui Bădele Ștefan. După aceea, ungureanul Nicolae, Bădele Petculescu, Cârțu Sorin, Popescu Eugen Bădele, Popescu Eugen care a murit, a fost profesor la Frasbru și avea ore la noi, la CSS. Nanu Ștefan, Călinescu Gheorghe, Neagoie Eugen, Răducanu Paul, Cristescu Silvian, Stângă Ovidiu, Călin Augustin, Popescu Gabriel, Adrian Ilie, Paraschiv Daniel, Lazar Florin, Gheorghe Dumitru, Mere Mitică, Rada Alin. Și nu vreau să vă mai enumăr, că uitați cât am aici pomenicul, cum se zice, așa, și aici și jucători promovați, care avem pe Chivu Mircea, Chivu Sorin, Constantinescu, ungureanu Nicolae, să promovați după ce au terminat junioratul la noi, s-au dus la echipe de seniori. Care ar fi cea mai recentă performanță la secția de fotbal și pe când vom scoate vreun viitor Sorin Cârțu și ce ați mai enumerat acolo? Cea mai recentă performanță este Valerica Găman, care joacă, a fost la Universitatea, l-a dat la Universitatea, după aceea Universitatea l-a dat mai departe la Astra Giurgiu și acum văd că este curtată de niște echipe străine. Cum am auzit, ar fi vorba de echipa unde este Pițurca, antrenor, sau o echipă din Italia. Cum colaborați cu CS Universitatea Craiova? Foarte bine. Înainte, vorba aia, pe timpul lui Ceaușescu, toți jucătorii noștri care v-am enumerat ăștia, se duceau direct la universitatea. Și pe urmă universitatea îi dădea mai departe. Și acum colaborăm cu universitatea. Dacă e... să ia vreun jucător, noi îl dăm vorba aceea, că mă uit în echipa Universitatea de Seniori, e singurul un oltean, Băluță, restul toți sunt parveniți din alte județe, din alte colțuri ale țării. Și înainte era echipa oltenilor, acum nu. Să vedem ce o să iese din, că au o echipă de junior 1 bună, CSU, și plus echipa aceea din elită, și al lui Gușatu, care am văzut că au numai rezultate foarte bune pe linie. Să vedem ce o să iese după ce termină junioratul. Dacă ei nu ne solicită, se bazează mai mult pe piniera lor, treaba lor. Nu-i forță să ne ia jucătorii. Că acum se plătește grila de formare și pentru noi e un avantaj. Că vreau să vă mai spun, după urma fotbaliștii noi până acum am luat, de începând cu Claudiu Răducanu, care a fost al meu, deci din 2003 până acum tot ce i-am dat, am luat niște bani frumoși, în jur de vreo 5-6 miliarde pe jucător. Numai lui Mititelu i-am luat 1.600.000, dată pe 4 jucători. Și deci nouă ne convine. Ălea nu știu care, i-am luat grila de formare. Și ne descurcăm. Care sunt bazele sportive sau terenurile de fotbal pe care se antrenează fotbaliștii dumneavoastră? Aici stăm noi puțin mai prost la fotbal și la handbal cu bazele sportive. Totuși, la fotbal avem terenul de la Energetic, care noi l-am amenajat, l-am făcut. De asemenea, avem terenul de sus de la noi, de la Voința, sinteticul, cu toate că acum am dat jos gazonul sintetic și să punem altul. Și
ce mai facem pe la terenuri din ăștia private, unde oamenii ne cunosc, patronii, și ne mai lasă. Mai dăm și noi acolo ce mai cer și pentru niște utilități. Dar nu ne-au cerut chirie, nu. Cum ar fi Victor Naicu, care vreau să-i mulțumesc pentru ajutor care ne-a dat să intre grupele noastre, Vlad Dobre la școala 23 Boangiu, care e nou venit acum pe catedra lui Mireanu. La handbal, într-adevăr, avem sala aia noastră, dar nu este regulamentară de handbal, dar cu grupele de începători acolo lucrăm. Restul cu echipe, cu juniori 1, cu juniori 2, lucrăm ba la Ion Constantinescu, ba la școala 2, ba la CFR, ba la 32, cu toate că directorii ne cam înțeleg situația și ne dau poate puține poziții, să zic, la 32 avem una sau două poziții, la CFR iar la fel, la numărul 2 avem o poziție, la Ion Constantinescu mulțumim pentru că ne lasă să jucăm jocurile oficiale, că altfel n-am avea unde să jucăm jocurile oficiale. Ar trebui aici, municipalitatea, Consiliul Local, să facă o sală de sport, de handbal, de jocuri sportive pentru echipele de juniori, că și HCM-ul stă tot la fel prost, și FEPS-ul, care au și echipă și au făcut echipă de handbal, tot la fel. Și oricât sunt valori în Craiova care pot să ridice să devină jucători la seniori. Practic, când vorbim de CSS, vorbim de secția de fotbal, care a dat mulți fotbaliști ulterior antrenori, dar și cea de handbal. Da, într-adevăr, fotbalul a dat foarte mult jucători, că ați văzut și situația. Handbalul la fel, nu vreau să spun, la handbal am dat Șania, care vedeți cum joacă, unde joacă. Celălalt am eu aceea, Ghionea, așa, și Ghionea, care iar la fel ați văzut unde joacă. Dar asta, dacă ar fi condiții, mă uit la Caracal, au sala lor proprie, da, domină junioratul. Că, domnule, fără acest ABC-ul al handbalului, fotbalului, nu se poate ajunge un sportiv de performanță, un sportiv de ligă. De multe ori s-a auzit zvonul că se desfinează cluburile sportive. Nu există, pentru că cu această inițiere la copii și juniori nu se poate ajunge un sportiv de performanță la seniori, dacă nu trece prin acest ABC al ramurii sportive pe care o practică copilul. Așa că nu se va desfința și aici Să Muncește este unitate școlară unde profesorii mei sunt toți titulari și au grade didactice, au toți gradul 1, plus că am doi doctori în educație fizică, Chimoiu Cătălin și Teuțan Alexandru. Dana Pădeanu e tânără, dar foarte ambițioasă, foarte pricepută, a fost pe locul întâi și a jucat duminica la Pitești, dar au furat-o, de zice, face, domn director, n-am putut să-mi imaginez cum poate să mă fure niște arbitri așa. Nu-i nimic, eu spune, Dănuțo, mergi mai departe, ai doi care o să iese jucători de ligă. Îți spun eu că i-am aici pe Hamar, l-am pe, uitați, 97, Gușatul Radu, care joacă la CSU, și cu Ciocoș Andrei. Deci sunt în 97, ultimul an de juniorat. După aceea, Copos Andrei, care este la LUT și e și la Sfântul Gheorghe, la ala de excelență. Și plus Tinca Enrico e 99 și Udriște Sebastian tot 99, vă dați seama. Și ăsta, Tinca Enrico, e jucător și va ajunge. Dacă universitatea nu o să vrea să-l țină, treaba lor, noi îl dăm mai departe, că și noi avem un rost, antrenorii, să vorbim cu diferite echipe, să le propunem cu jucătorul, îl ia în probe, îl vede și pe urmă zice, da, ne place, îl luăm. Suntem cuprinși în competiție, toate echipele de juniori la handbal și la fotbal, toți participă în campionatele naționale ale federațiilor de handbal, de fotbal, de basket, de tenis de masă. Făcând o comparație cu perioada în care dumneavoastră erați antrenor, cu ani în urmă, și aici a evoluat Șania sau Claudiu Răducan sau ceilalți fotbaliști, care erau atunci condițiile și care sunt acum? Condițiile, să știți, nu erau cine știe ce față de acum, dar știți, nu s-au înființat atâtea echipe. Mă uit la fotbal, cred că sunt 10 sau 12 echipe din ăștia particulare înființate. La handbal iar la fel, atunci eram noi CSS-ul și Universitatea Craiova. Și
Avem, de exemplu, tineretul era al nostru, al CSS-ului, unde făceam de dimineață până seara. Nu ne deranja nimeni. Campionatele iar la fel acolo. Acum ne desfășurăm campionatul republican dar tocmai la Termo, la Termo 2, pe terenul ăla. Nu știu, la vară, dacă o să ne mai lase. Am văzut că domnul director s-a schimbat ciurel. Acum ești cine a venit director și nu ne mai dă voie. Să vedem la terenul ăsta care s-a făcut de Consiliul Județean de la aeroport. Eu am luat legătură cu niște persoane și ne-am spus să ne primească și pe noi barim cu jocurile oficiale. Dar am văzut că chiria e 3 milioane pe oră. Să joci două meciuri, sunt 6 milioane, vă dați seama. Plus arbitraje, plus asistență medicală, ajungem la o sumă care, da, sperăm să ne descurcăm. Și ne descurcăm până la urmă. Că vorba ce, am și colegii mei care sunt cunoscuți în Craiova, plus eu, care am obținut. Pe unde am fost, am obținut toate lucrurile ca să ne desfășurăm activitatea. Noi le dăm, s-a stabilit în Consiliul Profesoral, am stabilit toți, bă, masă și cazare 60 de lei pe zi, pentru că se pleacă câte 3-4 zile. Nu se poate stabili să stai cu 60 de lei, dar tu să mai percepe, să zic 10 lei că o găsesc cu 70 sau cu 75 și mai cere la copil 15 lei. Zic, nu cred că e mare lucru un 15. Bine că n-am avut probleme, părinții au înțeles situația asta, nu avem treabă, întotdeauna ni s-a dat bani. S-a dat bani și de cantonament. Am trimis acum în cantonament 132 de sportivi, tot banii că masă, cazare, transport pe banii clubului. Plus lui Staicu i-am dat jumate, Staicu este în Iugoslavia, unde acolo el se conduce des și totuși locația de hrană acolo și de cazare e foarte bună. Unde se duce? Să trecem acum la o altă secție cu rezultate bune în ultimii ani, cea de tenis de masă. Da. Tenisul de masă am totdeauna, de multe ori ei n-au scos așa, cum se zice, din anonimat. Avem câțiva copii foarte talentați. De exemplu, cum v-aș da pe Bogdan Cristian, care este și component al lotului național și a participat și la foarte multe turnee internaționale. Acum e plecat la un turneu internațional în Cehia. A plecat chiar pe vârsta lui. Dar să vă spun, la aceste, eu am fost și la un turneu din ăsta, la un Open, să știți, vin copii foarte pregătiți și mulți, de dimineață până seara nu ieși din sală. De asemenea, a luat și locul 3 la un Open internațional din Serbia, care a fost anul trecut. Deci locul 3 la un Open e ceva. A fost în Belgia, la fel, a luat locul 8, iar de peste 100 de participanți. El se află pe locul 20 pe plan european acest băiat. Este un băiat venit din Amărăști, din județ, care a muncit foarte mult să obțină aceste rezultate și da, are perspective. Are perspective, dar și noi am făcut multe pentru el. Aici i-am dat, de multe ori vine și ne-a ajutat și DGTS-ul, ne-a dat camere întotdeauna, iar eu i-am asigurat și masă să mănânce fără bani. Deci nu l-a costat nimic. De asemenea și materiale, pentru că o pereche de fețe de paletă costă 5 milioane. Când se uzează repede. Da, și se uzează. Când îi aud pe ăștia, pe colegii mei de la tenis, bă, voi sunteți nu știu cum, cât mă atât costă ăla, da. Director. Și nu te lasă să joci în competiție dacă nu ai ca lumea fețe de paletă. Și fetele au avut rezultate foarte bune în 2015 și în 2014. Da, v-am spus la basket, fetele... Tenis de masă. La tenis de masă, da. Am pe Bârzoi Daniela, pe Anghelescu, care au luat locul 3 la campionatul național de tineret, da, poate, de asemenea la Cupa României, la simplu, locul la junior 1, tot locul 3, care să vă spun, noi participăm cu niște centre olimpice, de exemplu, Bistrița e centru olimpic, Constanța e centru olimpic, Buzău e centru olimpic, vă dați seama, toți jucătorii cei mai buni din țară să strâng acolo, unde sunt sponsorizați de federație. Pe când noi nu. Și eu mă bucur, sunt niște copilași, că eu consider copiii ăștia de la tenisul de masă, domne, atât de pasionați după meserie, vin, noi nu avem nici femei de servicii acela club.
ei fac curățenie, mătură, nu știu ce. Da, dai ajut. Când cer niște materiale din așa de curățenie, da mă, faceți referat și veniți să vă ajut, să vă dau. Spuneați dumneavoastră că vă gândiți pentru a-i ajuta la un parteneriat cu CSM Craiova. Da, da, chiar am vorbit cu Mircea Călin și de acord. Și chiar zilele ăștia o să mă duc eu să facem protocolul și să trimitem și la minister documentele și cred că se rezolvă această problemă și pentru binele pentru copii. Că de ce să joace la Câmpul Lung sau să joace cum am Anghelescu Oana e la Câmpul Lung, Bârzoi Daniela joacă pentru Câmpul Lung? Deci la noi e pentru copii și juniori clubul până la 18 ani. După aceea, care sunt de performanță, ajung la echipe de senior, care nu se lasă de sport. Până ajung la 18 ani, ce le poate oferi CSS atunci când sunt la vârfurilor de la fiecare secție? Pe ce să le oferim? Cantonament, deplasări, echipament, pentru că noi nu avem voie să premiem, că nu ne lasă legea. Ar putea, eu știu, niște sponsori să ajute sau ați încercat să aduce sponsori? Da, da, nu, ne-au ajutat sponsori, la basket ne-a ajutat și la fotbal, la toate secțiile ne ajută sponsori, dar acum știți și cu sponsorii cât poate să dea. De exemplu, vă dau un exemplu, Popescu Carmen, care a adus și 150 de milioane, 15.000 de lei. Adus. Bă, băi. Plus mai e și Dana Pădeanu de la handbal, care și ea a adus 5.000 de lei. Da, sunt unii sponsori care, într-adevăr, vor să ajute echipele noastre și cu o sumă mai consistentă. Da, și băia, și 5 milioane dacă îi dau, sau 10, de pentru secția de tenis, că ei se duc mai puțin. Nu. Ar fi bine. Pentru cele patru secții există criterii de performanță fixate la început de an sau principalul scop este descoperirea copiilor și promovarea către cluburi de seniori? Noi trecem întotdeauna la începutul anului obiectivele. Așa, și fiecare profesor ce obiective și propune. Dar acum știți, una spui și alta să obține, pentru că am observat, am fost acum la meciul de handbal, da, să te fure la junioare, la junioare, doi așa arbitrii, nu știu, eu nu văd care este chestia lor de să tragă cu echipă, să este neapărat învingătoare, pentru că obiectivul nostru al CSS-ului este să scoatem cât mai mulți jucători sportivi să-i dăm la echipele de seniori. Asta e. Degeaba iau locul întâi și îmi dă o diplomă, mai am atârnă și o zgardă de gât, gata, am ieșit și în rest nimic. Și poate nu scot nimic din doia jucători, să zic, 14 inci la handbal, 20 la fotbal, nu iese nimeni. Nu. Dom'le, când dai 1 sau 2 la Liga 1, 1 sau 2 la Liga 2, la Liga 3, da, atunci ești bun antrenor. Practic, ce se întâmplă dacă nu realizează ceea ce au fixat? Ce se întâmplă? Nimic deosebit. Să zici că pentru că aici la noi este unitate școlară, toți profesorii sunt titulari, știu ce au de făcut în meseria lor, așa că, dar din datorită și condițiilor, datorită eu știu ce părinții de multe ori nu îi mai lasă. Când a fost Vasile Daniel acum 2 ani sau 3 ani cu 16, putea să iese campiona națională la Oradea. Eu am fost acolo, am stat 2 zile și ce? Nu le-a lăsat pe 3 fete, une bunicele, nu le-au lăsat părinții să mai meargă că aveau de învățat. Eu îi înțeleg pe părinți. Au dreptate, poate, că ori ești sportiv, ori nu ești, cartea e de bază, cu cartea răzbește, mă, dar la un turneu, mă, faci naiba acolo sacrificiul ăsta și care nu a costat nimic, masă, cazare, deci nu dădea niciun ban și să nu te prinzi. Și a jucat săracul profesor, că m-am uitat eu la el, cu 7 cu fete, să joci 5 meciuri și vorba aia că un joc de basket ține timpul efectiv, nu să zic că mai trag de timp, că nu știu ce. De greu este să facă selecția și dacă faptul acesta că este gratuit reprezintă un atu. Să știți că ne cam surprinde pe noi cu gratuitatea asta. Când mai întreabă copiii ăsta, părinții,
Zice, și cât se plătește la dumneavoastră? Păi, nu se plătește nimica. A, bine, domnule, bine. Dar nu știu care e concepția lor. Și aici la noi sunt toți profesori, cum e profesorul de matematică, să-l învețe matematică, aici, așa e și la noi profesorul de basket, de handbal, de fotbal, de tenis, să-l învețe tenis, înțelegeți? Și nu știu care este, chiar că mi-am pus eu de multe ori și cu ei în consiliu, am văzut, mă, care e explicația de la noi, nu prea vin și la așa, la particular să duc. Și unde plătești și ce am auzit sume, lăsați că nu vreau să le mai spun. Și tot dă, și oricât. Hai, la fotbal sunt părinți săraci, copii de părinți săraci, să știți. Da? Și totuși dă pe lună cotidian. Plus arbitraje, plus transport. Treaba lor. Noi aducem cu harponul aici, cu toate că ai mei se duc în școli, fac selecție, dar acum majoritatea copiilor sunt pe la fel și fel de club, mai ales la fotbal. Practic spuneau antrenorii de la fotbal că de la grădiniță ar trebui copilul a contat. Da, avem pe Dobre și pe Boangiu, care au din 2009-2008 avem grupe, da. Am luat. A bine, ci mai mult mingicăreală, cum să zice, joc așa, plus jocuri de mișcare, ștafete, să-i băgăm puțin în priză. Și joc pe urmă, că ei tot să grămădesc pe minge. Le dai să joace la două porticele, grămadă pe minge. Bă, stai tu în partea, bă, tu stai aici ca ce joci așa. Nu, dar să dezobișnuiești și nu e problema. Să învețe și ei o îndemânare, facem o îndemânare cu mingea. În final aș vrea să transmiteți un mesaj sportivilor de la CSS, antrenorilor, dar și craiovenilor care au copii și ar dori să-i aducă la un sport. La IME ce să le doresc? Multă sănătate, mult noroc în activitatea lor, să obțină cât mai multe rezultate și să scoată cât mai mult sportiv pentru echipele de seniori. La fotbal, la handbal, la basket, la tenis de masă. Iar pentru ceilalți din oraș, să lase copiii să facă sport, că prin sport ne dezvoltăm atât fizic cât și intelectual. Aceasta a fost emisiunea de săptămână aceasta. Ne revedem marțea viitoare la aceeași oră la 21:30 la repriza de Sud. Numai bine!